Un nou dezastru ecologic este pe cale să afecteze mai multe zone ale lumii. Un incendiu de proporție a izbucnit în această săptămână în Kuwait la cel mai mare depozit de anvelope uzate de pe glob. Norul de fum este atât de gros încât este vizibil din spațiu. Activiștii de mediu atrag atenția că dacă incendiul nu va fi stins în cel mai scurt timp, ceea ce va urma va fi un adevărat dezastru de mediu. Din imagini se poate vedea cum un fum gros și extrem de negru se ridică dintr-o mare de anvelope. Se pare că incendiul se întinde pe o suprafață destul de mare, iar pericolele sunt imense, pentru că aerul devine toxic din cauza substanțelor degajate. Din păcate, focul s-a răspândit rapid și nu a fost încă stins de autorități. Acest incident poate deveni un dezastru global de mediu. Incendiul eliberează în atmosferă nori imensi de fum negru, iar ecologiștii trag un semnal de alarmă privind substanțele toxice eliberate în cantități uriașe în atmosferă. Printre substanțele toxice se numără bifenil, benzopiren, dioxină, plumb și antracen. Pompierii se luptă în continuare cu flăcările, însă intervenția este destul de dificilă. Norul de fum gros se poate vedea chiar și din spațiu. Nu este primul incendiu din această zonă. Alte două tragedii au avut loc în ultimii ani, ultima dată în octombrie 2020, când au ars peste 1 milion de anvelope.